acolo era o prevedere și oamenii solicită treaba asta acum, care preciza faptul că organizațiile de udători sau eu știu orice alt întreprinzător care dorește să aibă acces la rețeaua de energie electrică poate să acceseze un proiect, să-l finanțeze din surse proprii și dacă nu-l face Renelo sau cine are calitatea să facă lucrarea respectivă și o face el pe banii lui și banii ăia trebuie să-i recupereze după aceea de la stat. Noi am dat ordonanța asta 123, publicată în Monitor Oficial din 31 decembrie anul trecut, prin care s-a ridicat această facilitate. Oamenii solicită, mai ales în situația de astăzi, în care vor să mai facă o stație. Sunt zone unde s-a irigat doar cu APT-uri. N-au avut rețea electrică acolo și vor să facă ceva acum. N-au capacitatea financiară și nici, eu știu, de execuție ca să facă treaba asta. Poate acum pe această componentă interministerială pe care o conduceți, lansați această idee să revenim pe lege, pentru că nu inventăm nimic. Revenim pe lege, eu o să vă dau toate detaliile din punctul ăsta de vedere și să modificăm și să le dăm facilitatea asta, că îi încurajăm și e nevoie să o facă și e foarte importantă și vă rog să încercăm să o rezolvăm și cu dumneavoastră cred că putem să o facem. Eu am văzut o abordare corectă a primului ministru și din acest punct de vedere sunt încrezător că orice propunere care satisface nevoile țării și aici sunt propuneri serioase, propuneri serioase, pentru că cu hrana nu trebuie să ne jucăm. Absolut. Aici nu ne putem juca. Eu am mai spus-o și o repet, că războiul stomacurilor goale este mult mai devastator și mult mai complicat și mai greu de dus ca orice alt război.